Acum 100 de ani, canalul Bega nu curgea prin spatele meu ca acum, ci curgea prin 5 canale mai mici, răspândite pe cuprinsul cartierului Fabric, deoarece acest cartier a fost gândit de la bun început pentru a fi un cartier al manufacturilor și mai târziu al industriei. Iar aceste canale deserviau utilajele fabricilor existente în cartier. La sfârșitul anilor 1800, fabricile care deja se modernizaseră înlocuiesc forța apei cu forța motoarelor cu aburi. În felul acesta nu mai era nevoie de canalele acelea în cartierul Fabric și municipalitatea a decis să le acopere și să construiască un nou canal principal, lucru care se și întâmplă. Cele 5 canale sunt astupate și cele 71 de poduri și podețe care existau în cartier sunt demolate. Bineînțeles că era nevoie mai întâi de un nou curs de apă și de un nou pod. În felul acesta, podul Decebal se construiește la începutul anilor 1900, între 1907 și 1909. La momentul respectiv, podul era numit podul parcului, deoarece parcul de cealaltă parte a Begăi era primul și singurul parc al Timișoarei. În momentul în care podul a fost construit, el a reprezentat o premieră mondială, fiind cel mai mare pod din beton armat într-un singur arc, deci având cea mai mare deschidere. Și de aceea podul acesta era prezent în multe din cursurile din facultățile de inginerie din lume la acea vreme. Partea interesantă despre pod este că podul a fost făcut pe teren uscat și abia când a fost gata podul, a fost adusă și apa pe sub, pentru că s-a putut.